Da, mi ajută, bine ați venit pe la nou. Să trăiești, Ane. Da, mi ajută. Bine te-am găsit. Bine ați venit. Văd că ai pe aici și miei, mă, Ionuț. Da, uite că mi-a ajutat Dumnezeu și le-am înmulțit oarecum. Bună seara, dragi prieteni! Ediția din această seară va fi specială din două puncte de vedere. Pentru că vârsta invitatului nostru este una foarte fragedă și pentru că va avea două gazde. Una dintre ele fiind Iosif Ciuntărei, probabil că îl cunoașteți deja pe Iosif, un prieten al postului de televiziune Trinitas TV și al meu de foarte mulți ani, care are o pagină foarte cunoscută care se numește Cu Iosif pe Coclauri. Doamne ajută, doamna Doamne Mihaela, ajută. Sănătate multă tuturor telespectatorilor noastre și mă bucur tare mult să ne revedem și iată, astăzi Trinitas TV să fie aici, în satul de Leni din județul Mureș. Iosif, mulțumim tare mult că ne-ai invitat aici și ne bucurăm să cunoaștem un tânăr extraordinar. Ne-a plăcut foarte mult materialul pe care l-ai realizat tu cu Ionuț. Cum ai ajuns să-l cunoști pe Ionuț? Foarte simplu, l-am cunoscut pe Ionuț prin intermediul paginii de Facebook și activității mele desfășurate acolo cu Iosif pe Coclauri. Ionuț mi-a scris în urmă cu ceva vreme, mi-a rescris în urmă iarăși cu câteva săptămâni și am ajuns la dumnealui pentru a o televiza pe bunica lui Ionuț și nici de cum pe Ionuț. Întâmplarea așa s-a potrivit exact, ca după ce am realizat emisiunea, materialul video cu bunica lui Ionuț, să realizez așa un scurt moment și cu Ionuț, pentru că avea în vremea respectivă 18 oiță. Pentru că, vedeți, astăzi ne mirăm atunci când vedem câte un bătrân sau câte o persoană cu două, trei oiță sau câte o văcuță păscând pe marginea drumului. A fost un impact, a avut de fapt un impact extraordinar. Ionuț în sine îi o poveste și cred că dacă ar exista un al doilea Liviu Rebreanu din țara Năsăudului aici, în județul Mureș, personajul principal din romanul Ion, ar și Ionuț al nostru, pentru că deja comunitatea mea a observat că îi spune Ionuț al nostru. Ar fi Ionuț al nostru ca personaj principal. Bineînțeles, cu mici diferențe, pentru că Ionuț nu-i copilul care să îmble, să facă mult pământ, să dobândească, să zic așa, în urma lui mult pământ. El și-a dorit de la bun început câteva oiță. Iată că în urmă câteva săptămâni, la o săptămână și jumătate după ce am publicat materialul, a venit în sprijinul lui Ionuț, tot așa, o persoană plecată din țară, bineînțeles, să își câștige viața de zi cu zi sau traiul prin străinătate, dar cu un suflet imens și cu un drag aparte față de România și față de locurile natale, a venit în sprijinul lui Ionuț și i-a dăruit, să spun așa, ca o garanție de la care Ionuț să plece 60 de oiță. Și iată, astăzi Ionuț a ajuns să aibă peste 100 de oi. Haideți să-l cunoaștem pe Ionuț Lazăr, în vârstă de numai 19 ani. Luț, 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 hai! Luțe! Oacă, tata, hai! Luț! Luț, 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 luț! Luț! Ionuț, cine ți-a insuflat dragostea pentru animale? Dragostea față de animale am moștenit-o eu oarecum de la părinți. De la strămoși, de la bunici, de la tata, că neamul nostru așa s-a ocupat și tăneamul nostru s-a ocupat cu oieritul. Noi, așa cum ne-am născut, cum am crescut, am prins drag de oaie, nu, de mici copil. A câta generație ești de ciobani? A patra, de când îmi cunosc eu pe strămoși, bunicii, pe tata, așa muios, oarecum al patrulea. Cu câte oițe ai început? Cu 5 am avut. Și de la 5 voi am ajuns, le-am înmulțit pe parcurs și uite că
am ajuns la un efectiv cât de mare. Câte sunt acum? Aici sunt 98 de bucăți, aproape 100, cum să zice. Și astăzi a mai venit pe lume încă unul? A mai venit unul pe lume. Ne mulțum pe zi ce trece, ne mulțum. Eu știu că Ionuț are așa o dragoste aparte față de oi și aș vrea ca să le explice oamenilor care se uită la noi. Ionuț, ce te mână să ții oi, să ai dragul ăsta față de animale? Că e incredibil, iată, la 20 de ani măcar, să ai are un drag atât de mare, corect, față de animale. Dragostea față de animal exprimă oarecum așa un sentiment de plăcere, de drag, cum să vă spun, când merg cu oaia și vezi cum mâncă, când merg cu mai multe oi și vezi cum stau și mâncă și stai, te pui așa pe o dungă și te uiți la ele, ți-mi e mare dragul, mai ales am o primăvară, pe timp de primăvară, cum a apărut și mielușăi, cum vezi că fug, zburdă, sar în sus și pe la, cu mamile lor și atâta ți-e de drag, mai mare dragul nu există. Ai liniștea sufletească pentru noi pasionați de animale. Ce simți tu când mergi cu oile așa pe dealurile astea? O dragoste, nu pot să vă spun, să mă exprim cât de mult îmi iubesc eu și stau câteodată așa nici când le strâng sau le chem la mine, câteodată îmi vine să plâng că îs crescute de mine și sănute de mine și ele știu că eu li-s lor stăpân. Unde mă duc, îți după mine. Dacă eu mă pui într-un loc și stau acolo, stau lângă mine, nu să duc, să-mi văd de așa arată. Ce mai mare dragoste poate să fie? Le-ai dat nume? Nu le-am dat nume. Dar le deosebești pe fiecare. Cum să nu? O, ce cioban asta, trebuie da, să știi. Două, trei așa care ți-ți mai dragi, mai pe suflet ai? Am. Cum le cheamă? Pe unul o cheamă Mărgăluță. La una i-am pus Păpușa nume și la una Florișică i-am pus. Nu, așa am zis. Mi-au fost hălme dragi mie, alea le-am pus nume. Văd că ai și niște căței pe aici pe lângă ele. Îi musai așa, îi musai să ai și că niște câini. Fără câini am un ziua de astăzi, la cum e populată zona de animale sălbatice. Ce vreau să vă spui? La un cioban, întotdeauna sunt importanți câini. Și, cum să vă spun, un animal, un câine, pot să mă refer la câine, întotdeauna știe când stăpânul lui e supărat și știe năcazurile, citește pe chipul omului. Eu, de exemplu, am cățica asta, asta n-are numai 7 luni, că nu pot, asta nu știe nimica în afară de jucărei, nu știe nimica. Dar am avut o perioadă în care am fost atât de năcășit și de supărat și numai am văzut-o că o vini lângă mine, tăt-o ăla, tă mă mușca cu mă mușcă și am unii, tăt mă zgâlțea, știe oarecum că îs supărat. Și? A început să se mnione, să se schele, cum să schele câinii și am stai așa nici m-am gândit, mă, uite cum un animal citește gândul stăpânului și vede când ceva nu-i bine sau vede când stăpânul-i bine, e fericit, ori supărat. Așa e dragostea asta față. No, animalul își cunoaște stăpânul, își iubește stăpânul, dacă un animal e grijit bine. Nu vă temeți că oarecum și el se întoarce și mulțumește stăpânului că are grijă de el. Că te servește, mai ales cum e un câine, cum suntem în ziua de astăzi, atâta timp cât ai, nu un câine, că cu un câine nu ai ce face la urmă. Doi câini buni, dar să știe câini buni, să te slujească, să te servească. Nu te teme că nu... Nu vine nimica la oi, nu vine sălbăcișitură, nu vine nimica. Asta vă zic, și-s ascultător, și-s cumin, și nu se lasă de oi. Ăștia, cum ce ai dus cu oile, stau cu cine tătă ziua, ce au de rab de foame, nu le dai nimic. Ăștia tătă ziua stau cu cine, nu se lasă de oi. Și le-s dragi, oile și lor, că de-aia îs născuți, ei cu sângele ăsta, să păzească turma, să aibă grijă. Na, e, cum să împinge mine? Ce faci tu? Nu, no, asta e. Yeah.
mei până în momentul de față câți ai? În momentul de față am efectiv de 40.000. 40.000. 40.000. Și mai 40.000. Sunt oi care urmează mai să încă, fete? Mai am încă vreo 30, poate că nu chiar 30, vreo 28, cam așa trebuie să-mi fete. Cred că în perioada asta e o perioadă destul de grea, așa. Cred că e una dintre cele mai grele perioade pentru un cioban. Nu? Cum te descurci singur cu atâtea oi? Nu mi-e greu, că la orice om îi place și e crescut așa și are dragoste față de animal, nu-i greu nimic. Cum arată o zi de lucru la tine? Păi, cum azi, mă scol de dimineață. La ce oră? La 6, că când se face ziua, că de dimineață n-ai ce face. Mai ieși noaptea, te mai uiți că poate mi-e fată voaie, trebuie să o ajut că nu poate să fete. Dar cum s-o crepa de ziua, te trezești, ieși afară. Dai o tură pe la ele, te uiți să vezi care cum mâs. No, după aia, eu porumb, că le dau porumb pe timpul ăsta de primăvară, nu mai mâncă nici fân, numai porumb și după la iarbă, că ele umblu tătă ziua. Și după aia mă duc în casă, mânc, mă pregătesc, iau straița și drumul cu ele pe, la pășunie până seara. Ai fost la școală? Am. Nu te-ai gândit să oprești tradiția, să mergi la oraș, să faci altceva acolo? Niciodată. Nu ți-a trecut niciodată prin minte? A fost odată într-un timp, stau de așa nici nu m-am gândit, văd atâția copii din generația mea, care am crescut cu ei la olaltă aici în sat și am copilărit cu ei. Alții s-au dus în armată, alții s-au făcut pompieri, alții pe la spitale, domni. Nu mai am rămas la oaie, că... Așa mi-a plăcut mie, asta am simțit eu că vreau să fac, ăsta a fost dragul meu, să am voi cât de multe, să mă ocup cu oaia, să cresc oaie, să trăiesc de pe oaie. Îți aduce împlinire sufletească ceea ce faci tu? Cum să nu? Vai, nu vă pot și explica cât de mândru sunt pentru ceea ce fac. Că mai rar tineret în ziua de azi, că pe mu, vine, îl cem și vine la stână și... Își pune mâna la nas, că zice că pucea oaie. Da. Da, pe tine nu te deranjează. E natural. Corect. Că merge mult bătrânii nou și o trăi și câte 100 de ani. Uite, așa ni o stat tătăvara în munte lângă oi și o trăit 100 de ani. Am utrăiesc, am uzat 30 și să duc. Nu mă vezi că pune mânul pe cep și s-o duc. De ce crezi că se duc așa de repede? Pentru că nu mi-e traiul cum era altă dată. Nu mai trăiesc natural, nu-și mai produc ei în propriile grădini. Cum să facem de mult, am să duc și dau câte 50 de lei pe nu știu ce la magazin și bas expirate, bas băgat tot felul de conservant și toate acidurile și îți dai seama să perfurează ceva nu, în corpul omenesc. Au plecat tinerii din sat, au plecat la oraș sau au plecat în alte țări? Au plecat în alte țări, unii din ei se mentorc, își mai fac căs pe aici, alții s-au dus și nu mai vin și uite așa ni... Câți tineri mai are acum satul vostru? Să fiu sincer, nu le mai știu numărul, nu sunt mulți, așa vreau. Vreo 10 tineri de ăștia să mai știe care mai stau în satul ăsta, dar restul bătrâni. Ce faceți voi cu lână? În momentul de față nu facem nimic, că nu ne-o iemei, nu ne-o mai e nimeni. Iosif, ce se făcea din păcate, lână? Din păcate e o mare problemă, cred că păstietăt în România vis-a-vis de prelucrarea lânii, pentru că deja nu mai există fabrici. Am înțeles că în partea sudului, undeva către Balotești, ar mai exista o fabrică de prelucrare a lânii, dar cel puțin în zona de Ardeal, a Transilvaniei, să spun așa, majoritatea ciobanilor o aruncă sau pur și simplu fac un contract fictiv, cei care obțin fonduri europene doar pentru a bifa un contract cu o firmă de prelucrare a lânii, dar de fapt realitatea e că ei o duc în diferite părâuri și îi dau foc. Bineînțeles că înainte să valorifica în veste, în haine de lână, paltoanele vestite, să zic așa, de lână la fel, care erau mult mai călduroasă iarna, iar Ionuț cred că ne poate confirma că pe timp de vară îs mult mai răcoroasă.
Iosif, tu care mergi atât de mult pe coclaurile țării noastre, oare nu crezi că cineva ca Ionuț, care s-ar asocia cu altcineva, n-ar putea să facă așa ceva, să ia inițiativa de a... Da, din păcate, valorifica. Să duc oamenii de la țară care pot să mai prelucreze, să spun așa, lâna, să o toarcă, să o ducă. Din păcate, au dispărut, iată, vâltorile, acolo unde se spăla lâna. Au dispărut dăraca, nu știu dacă aici, în Ghelen, județul Mureș, au fost dăracă de lână, dar cred că vâltoare au existat în sat într-o oarecare vreme. Majoritatea obiectelor pentru a prelucra lâna deja au cam dispărut din sat. S-ar putea, sigur că da, într-un mod industrial, dar deja acolo povestim de o finanțare mult mai mare, e cu totuși cu totul altă poveste. Dar cred că ar trebui înșeput în vatra satului românesc. Eu, mie mi se întâmplă, cel puțin personal, să mă duc pe satie să-mi spună bătrâni, eu să be adă-ne lână, că noi o torșem, o ducem la spălat, o torșem, o dărășim și ne apucăm de făcut veste sau ce mai trebuie, numai să avem oameni către cine să dăm vestele sau obiectele care sunt confecționate din lână. Ar fi un început, Ionuț, uite, da? Sunt oameni care au nevoie de lână. Sunt oameni care au nevoie de lână și sunt în alte părți încă să mai fac haine din lână și nu, ce să faci din lână, nu, da? Uite că pe părți, prin părțile noastre, vine, zice, îți dau atâta, nu, își alege ce e bun și ce îl lasă acolo, nu, ce faci cu el? Și aici vreau să mai subliniez un lucru foarte interesant pe care l-am întâlnit și l-am mai povestit și cu alți ciobani care deja au un număr destul de mărișor. Nu li se renta, de exemplu, să plătească om să tundă o oaie, care de fapt o ai undeva la 15-20 de lei și de fapt un kilogram de lână e 50-80 de bani maxim și aia aleasă încă o mână de cel care o cumpără. Deci, practic, nu ți se merită să tunzi oaia, dar apoi să o mai poți și vinde și să zici că scoți niște bănuți. Ionuț, noi am ajuns la tine pentru că am auzit de la Iosif, mulțumită lui Iosif, că tu ai fost plecat în străinătate, ai fost plecat în Germania. Cum a fost acolo? Cum să vă zic că... Na. Să fac bani în străinătate, dar atât ai de greu, de... nu vă pot explica. Cât e de greu. Două de casă, două de țară, două de familie. Te duci acolo în străinătate și te oarecum întâlnești cu tot felul de oameni străini, prin toate părțile țării. Și când e mult de muncă, să fac bani, când să fac, sunt mai ales chiar români de-a nouși, români de-a nouși care te duci și pur și simplu îți dau țapă, merg și lucruri un efectiv de 3 luni de zile și... În ce domeniu ai lucrat acolo? În demolări. În demolări. În demolări. Cum era acolo o zi de muncă față de ce faci tu acum aici? Fai! Te sculai dimineața la 5, merei, dădeai la barul sau la ce te puneau nemți, turșii. Și când vineai acasă pe la 6-7 seara, nu-ți mai trebuia nici de mâncare, numai să te pui în pat, să poți să dormi de obosala aia mare, nici mâncare nu-ți mai trebuia. Și a doua, iară la lucru. Cât erai plătit pe oră? 8 euro. 8 euro? Oarecum alții luau câte 20 sau mai mult, parcă 8 euro la plătit. Când ai decis că e timpul reîntoarcerii? Chiar cum i-am în momentul ăsta, luna asta. Acum un an. Că a fost de, eu am zis, eu nu mai stau. Zic, mă duc acasă, zic, și așa, zic, să strâng oile, vin paștile, zic, eu nu mai stau, eu trebuie să mă duc la oi, că deja am venit oarecum nebun de acolo. Și cum am venit acasă, am stat o săptămână de zile, mi-am cumpărat niște oiță, cu banii câți am avut, că n-am venit, cu 1200 am venit acasă. Mi-am cumpărat oi și am zis la bătrâna, eu nu mai stau acasă, tătă vara am stat la oi. Extraordinar. Deci, totuși eu țin să cred, doamna Mihaela, că pe Ionuț l-a chemat așa glasul pământului. Pentru că altceva cred că nu te poate trage către casă decât glasul acela strămoșesc.
și clopotele oițelor. Când m-am stat așa, nici m-am gândit, zic eu, nu, eu mă duc acasă. Mă duc acasă și cum am ajuns acasă, am și luat-o și m-am dus la oi și am stat până obcicatometul, am stat la ele, mi-am făcut oi, mi-am făcut bani și... Dar acolo, în străinătate, din ce ți-a fost cel mai dor de aici, de acasă? Al meu dor de familie mi-a fost. Că de ce zice că cum e acasă, nu-i niciun. Unde te naști, unde copilărești, unde ai crescut? Cum? Că sunt oameni pe sate că au crescut, au copilărit în sat și își vând casa și să eu să duc la oraș. Pe mine nu m-a lăsat inima să-mi vând casa, Doamne ferește, locul unde eu m-am născut, unde am copilărit, am crescut lângă bunici, lângă părinți, pentru o sumă de bani își vând casa și să eu și să duc și mi-e bine meu că acolo în aglomerația aia, unde eu nu pot să stau la oraș, Doamne ferește, că eu viu nebun de acolo. Deci nu ți-ai vedea viața niciodată acolo la oraș, în aglomerație, în mijlocul aglomerației? Dar în străinătate te-ai mai întoarce vreodată? Nu, nici să nu-mi aude, lasă-mi alga alții, mi-e bine, stau eu acasă la oile mele. E o viață mult mai liniștită, așa e aici acasă. E liniștită, e... așa n-ai stres, n-ai griji, ești oarecum așa în raiul tău, ca pe o apă lină, așa, n-ai, ești liniștit. Dar un mesaj, Ionuț, ai pentru cei care au plecat de acasă, din România noastră dragă, în străinătate, să lucre pentru bani? Un sfat pentru, nu numai pentru tine, pentru toți oamenii care sunt plecați în străinătate și și-au lăsat aici, poate și familie, și părinți, și neamul lor. Dacă au fost în străinătate și și-au strâns acolo niște bănuți și și-au făcut ei pentru ei ceva, eu le recomand cu tot dragul și cu toată stima să se întoarcă în țară, să facă ceva, să își propuie ei ceva să facă pentru țara asta, să nu o lăsăm de izbeliște, că Doamne ferește, am un... numai Dumnezeu mi-e știșare să știe pe aici, în lumea asta. Eu le recomand cu tot dragul să vie, să se apuce de animale, să țină, vaci, oi, toate alea. Că din animal trăiești, că animalul îți oferă, îți produce. Numai... Cât de mare ar fi criza. Exact, da. E un picuț greu, că și mie mi-o fă greu. Mai ales am muncă, nu. Și, dar încet, uite că deja vine. O apărut miei, o apărut una alta și uite că producția vine. Deci trebuie un pic de ambiție. Trebuie ambiție neapărat, că dacă n-ai ambiție și legi, zice, păi după ce să fac, las, să fac alții. Până unde te-ai gândit să te îndrepți, iată, cu numărul de oi pe care să le ții, Ionuț? Am așa ambiție, oile să știe cât de multe, că nu se zice numărul. Corect. Și mi-am pus ceva în gând, să mă dau și pe vă câteva văcuță, ca și bun. Să vedem în vara asta cum merge treaba. Și o să-ți iei ajutoare? Păi nu mi-e o ajutoare, că mai bine singur, că... mă descurc, eu tăcea le fac. Dar totuși... poți să faci 100, față! Corect, 100 de oi. Păi uite, așa nici 100, că și de pe amul, le mulg, ca un oi fără miei, le mulg, am cățelul ăsta îmi dă în strângă, eu le mulg și am vreme că zboile mele nu mă comandă nimeni, unde să mă duc, cum să fac, nu e slugă. Dar lipsă, duci de ceva aici? Lipsă nu duc cealaltă. Nu-ți lipsește nimica? Tăcea alea... cei mai importante liniștea sufletească, aia o am, eu cu asta mă duc înainte. Și credința în Dumnezeu, că dacă n-ai credință în Dumnezeu, nu faci nimic. Că vezi că Doamne ferește, mi-e dai de un bar, m-ori o oare, m-ori un miel, că și în iazi primăvară am avut cazul cu ei, că n-au fost sănătoși, miei mi-au memurit, au venit tu dacă o trăim mult să oile și... mă mai pui și mă rog la Dumnezeu, Doamne, mă ajută-mă că nu mai pui și așa, nu pot să zic că mi-e greu. Eu lăs greutatea și mă duc pe ușor. Îl simți pe Dumnezeu alături de tine? Cum să nu? În fiecare, unde mă duc, ce fac, ca și cum e în spatele meu și nu mă lasă să fac nimica. Greșit. Greșit. Să nu mă lasă să fac nimica rău. Și dacă fac rău, îmi fac rușe și zic, Doamne, iartă-mă că n-am știut ce fac.
Nu. Ionuț, am auzit că vrei să faci un saivan. Da, vreau să... Mi-am cumpărat materiale deja și mă apuc de treabă. De săptămâna și vine cum a venit. Vreau să fie făcut pe iarna și vine să aibă uile astea un adăpost ca lume. Cât de mare vrei să-l faci? Meargă măcar 100 de ui. Măcar 100 de ui? 100 de ui care fată, cum ei. Alealte pot să stai așa afară, că n-am oaia n-are nimica dacă stă afară. Da, vine primăvara, Ionuț, unde urmează să te duci la pășunat cu oile? O luăm la deal, mergem la munte, îndată vine sfârșitul mai și o luăm la deal, la Călimani. Și cât stai acolo? Perioadă de 4 luni de zile, cam așa, 3 luni. Depinde cum ia nu timpul la deal, că dacă se strică vremea și începe să vină o iarnă mai repede acolo, n-ai ce face, trebuie să vii la vară. Ionuț, dacă te întreb, ce înseamnă România pentru tine? Ce mi-ai răspunde? România e o țară că nu vă pot și explica. Atât e frumoasă și ne oferă atâtea, dar nu știm noi să o prețuim. Că alții mai bine să duc și lasă țara asta și să vină alții peste noi să ne iei teritoriul ăsta, plaiul ăsta românesc. Pe România, doamne, că n-aș putea să renunță mă eu să mă duc în altă țară să mă stabilesc acolo veci. Doamne ajută, Ionuț, să-ți ajute Dumnezeu în tot ce faci. Să dea Dumnezeu să știe bine. Și data viitoare să televizăm o turmă și mai mare, nu? Doamne ajută, Ionuț, că meriți, ești un băiat ambițios și meriți ca să poți face ceva aici în sat. Să dea Dumnezeu să știe bine, să ne ajute Dumnezeu la toată lumea, să ne putem face ce ne dorim, să împlinim ceea ce vrem, că fără ajutorul lui Dumnezeu nu facem nici doi bani.